reușim să ne înțelegem pe program și pe acordul politic, se poate ajunge și la funcția de prim-ministru. Protocolele UDMR, ați discutat despre ele, care vor rămâne? Am început discuțiile pe ministere. Eu sunt convins că vom găsi o soluție care va include atât principiile legate de cifre, de matematică, cât și principiul politic, fiindcă aici vorbim dincolo de cifre, dincolo de matematică, de ceva mai consistent. Fiindcă acest lucru înseamnă că vrem să mergem cu un program consistent, inclusiv reforma statului prin revizuirea Constituției. Altfel, sigur, se poate guverna cu 55-56%. Când vorbim de o majoritate atât de largă, trebuie să ai și un deziderat foarte ambițios, dincolo de problemele urgente legate de pandemie, legate de inflație, legate de prețurile energiei, legate de investiții care trebuie să fie în acest moment prioritatea numărul 1. Rămân, în mare rămân, deci stați liniștit. Nu se va întâmpla. Rămân vicepremierii de la partidele care nu dețin premierii. Da, este un alt principiu, dar aici, sigur, decizia trebuie luată la nivelul fiecărui partid, dar o coaliție formată din trei partide înseamnă și vicepremier pentru a coordona politic activitatea coaliției. Deci este o variantă de lucru și este ceva sănătos. Am văzut de fiecare dată când există o coaliție, există și vicepremieri.